Bine ați venit la Executive cu Florin Constantin, podcastul de pe Agrointeligența în care încercăm să vedem dacă agricultura românească mai are o șansă datorită liderilor care o conduc. O am astăzi alături de mine pe... La Vinia Mocanu. Bine ai venit la Vinia. Mulțumesc pentru invitație, sunt onorată. În ce companie lucrezi și ce poziție ocupi în această oră? Sunt un manager departament vânzări, agro și parteneriate în cadrul Patria Bank. Dă-ne un pic de CV, așa. Care este experiența ta? Ce ai făcut înainte? Cum ai ajuns aici? Am 20 de ani de experiență în domeniul bancar. Mulți înainte? Între care mulțumesc foarte mult. Între care 15 ani de management, în diverse segmente de business în cadrul mai multor organizații bancare, și retail, IMM, corporate, chiar și managementul, lui, managementul riscului. În toți acești ani am avut tangență și cu segmentul de agricultură, cu clienții agro, pentru că în celelalte organizații în care am lucrat nu existau departamente specializate pentru acest segment de clienți. Iar în, iată, acum sunt la Patria Bank și coordonez acest departament specializat de agricultură și rezonez foarte, foarte bine cu acest segment, îmi dau seama. Îți dorim cât mai multă activitate în segmentul agro, pentru că chiar avem nevoie de specialiști aici care să dea bani agriculturii. Fără bani nu se poate agricultură. spune despre organizația ta actuală, despre Patria Bank. Ce challenge locale și globale are această organizație? Cum este structurată? Și care este poziția pe piață în segmentul vostru al finanțatorilor? Patia Bank este o bancă românească cu prezență în întreaga țară, prin cele 45 de agenții și puncte de lucru, și oferim produse și servicii bancare pentru toate segmentele de clienți: persoane fizice, întreprinderi mici, mijlocii, corporații și, și agro. În ceea ce privește rezultatele financiare înregistrate la finalul anului 2022, am înregistrat un profit de 20,2 milioane de lei, în creștere cu 114% comparativ cu 2021. Felicitări! Mulțumesc frumos! Anul tre... Ieri am obținut, de altfel, și diplomă în cadrul banchier de top, prin care Patria a fost premiată pentru cea mai bună dinamică a profitului. A, ah, felicitări, bravo! Mulțumesc frumos, Și cum a structurat fluxul agricol, clienții, fermierii, către ce interlocutori din cadrul grupului? Sunt mai multe entități care se ocupă de, de, acest, de acest segment de clienți, și în funcție de tipul uh, clienților, uh, aceștia sunt uh, fie în patria credit, patria credit care deservește clienți până în 50 de hectare, legumicultori, zona de zootehnie și afaceri mici. E Unifene, corect? E Unifene, exact. Apoi există clienții din segmentul 50 de hectare, 500 de hectare, care sunt de serviți în cadrul Patria Bank, de către Departamentul de întreprinderi și fermierii mai mari, peste 500 de hectare, care sunt gestionați de către departamentul pe care eu îl coordonez. În cadrul grupului Patria, Uh, mai există și uh, uh, o altă entitate la fel de importantă, Asset Management, uh, Patria Asset Management, uh, care este practic o societate de administrare a investițiilor. spune ne un pic de departamentul vostru Agro. aflat sau nu sub ordinea ta. Uh -huh. Cam câți specialiști aveți, cât ce headcount aveți în dedicat la... uh -huh. agriculturii? Și nu în ultimul rând, dacă poți să ne spui ce expunere aveți voi ca bancă pe domeniul agricol, cam câți bani aveți în piață? La nivel de grup, avem peste 100 de, de experți în, pe acest segment. Și din zona de business, dar și pe zona de risc. Deci, practic, pentru noi este foarte important ca și zona de analiză de risc să fie, să fie acoperită tot cu experți care știu să analizeze un client din acest segment. Practic, nu doar cei care interfațează cu fermierii exact. și cu actorii din sector, dar și cei care fac analiza de risc, analiza de dosar și validează bonitatea clientului pe care îl finanțați. Nu exact. dați bani oricui. Exact, exact, exact. Și uh, pentru că uh, analiza unui fermier este clar diferită de o analiza a unui, uh, unei corporații, să spunem. Și câți bani aveți la în ora asta în piață, pe în agricultură? În acest moment, în piața în agricultură, avem undeva peste 120 de milioane de, de euro. Foarte bine, mulțumim și la mai mult. Știu că înainte să intrăm în emisiune, s-au mai aprobat niște milioane bune da, de credit, da. deci sunteți o bancă darnică, dați în continuare Dăm bani. Da, suntem deschiși, suntem deschiși spre creditare, cum să nu? Ce faceți în cazul D de de departamentului agro al Patria Bank ca să vă motivați angajați, colaboratorii? Echipa în cadrul oricărei organizații este foarte importantă, este un factor cheie. Preocuparea mea pentru a motiva oamenii este o preocupare permanentă, în fiecare zi. Pentru că nu poți să-ți doar să-ți propui într-o anumită lună sau să-ți motiveze angajații, sau într-o anumită perioadă. Cel mai simplu, ne, dincolo de uh, mediul de lucru plăcut și resurse necesare desfășurării activității în permanență, cer, cel puțin ce fac eu în cadrul departamentului, în permanență sunt alături de ei, îi încurajez, puterea exemplului este foarte importantă, iarăși, îi încurajez să-și exprime părerile, îi ajut să crească profesional. Și oricum știu că aveți o echipă foarte loială, foarte fidelă, de foarte multă vreme, mulți colaboratori în cadrul băncii. Este foarte adevărat, avem niște colegi, o echipă foarte frumoasă și foarte închegată și eu mă simt, simt, că sunt familia mea de la birou. Așa că sunt foarte norocoasă să am o familie minunată și acasă și o familie extraordinară și la birou. Ok, mă bucur. Asta este situația ideală și felicitări pentru acest fapt. Față de clienții pe care îi serviți în segmentul agro, ce faceți ca să vii loializați, să vii atrageți de partea voastră pe termen lung? În, în banking, loializarea se diferențiază, cred eu, la nivel de calitatea serviciilor. Pentru că în momentul în care uh, vorbim de produse sau de pricing, indiferent că ești o bancă mare sau mică, lucrurile sunt cam la fel. Însă ceea ce ne diferențiază este calitatea serviciilor pe care o oferim. Uh, Într-adevăr, Patria Bank este și ea îngrenată în proces de digitalizare, astfel că uh, putem să înrolăm 100% clienți online sau ne-am dezvoltat diverse sisteme automatizate prin care să simplificăm anumite fluxuri în cadrul analizei financiare și să scurtăm timpii de analiză și de răspuns către client. Însă, foarte important este să, să fim alături de clienții noștri. Noi nouă ne place să spunem că suntem bancheri pe teren. Și chiar suntem bancheri pe teren. Noi mergem la fermieri, la, la ei, pentru că ei nu au timp să vină la bancă. Și uh, importantă este comunicarea cu aceștia, astfel înțelegem businessul, înțelegem uh, nevoile de finanțare și putem să structurăm soluții uh, cât mai bine adaptate pentru, pentru ei. Mai sunt și alte platforme de, pe care le avem, așa de loializare. Academia Patria este o uh, platformă online uh, de, uh, prin, prin care se organizează tot felul de workshopuri cu clienți micro și agro pe diverse. Subiecte foarte interesante pentru ei. Există și um, Patria Club, un alt mod de loialitate prin care clienții noștri obțin discounturi de la uh, clienții din rețeaua noastră de parteneri. Ok, uh, aș vrea să spun spui un pic despre rețeaua de parteneri din, uh, din segmentul agro. Dacă poți, că e ceva interesant, e inedit. Da, avem în segmentul agro, avem mai mulți parteneri, iar de curând, de altfel, am și lansat un produs nou în parteneriat cu Naturevo. Cu Naturevo. Am lansat un card, Agropatriot se numește. Care, agropatriot. Agropatriot, okay. spune, agropatriot. Un card, sper eu, să fie binevenit pe piața agro care practic uh, uh, facilitează uh, fermierilor achiziția de inputuri la un la un preț foarte bun cu dobândă fixă. Ok. Și uh, în rest mai sunt parteneri uh, și pe zona de inputuri și pe zona de uh, utilaje și uh, parteneri cu activități conexe. Pe, pe segmentul acesta de, de agro. Deci, practic, fermierul client patria bea intră la voi pe site și vede care sunt partenerii exact. și dacă vrea să cumpere de la ei, are și un discount dacă e client patria bea, da, corect? Da, da. Apropo, că spuneai că sunteți bancher pe teren, am văzut un clip la voi pe YouTube uh, cu un coleg de-al vostru care semna contractul de credit în fermă și okay. am crezut că e doar marketing. Nu, nu, e, nu este marketing, este cât se poate de adevărat pentru că munca fermierului nu e ca într-o altă uh, ca într altă uh, într, alt, într altă industrie în care fermierul are programul de la 9 la 17. Nu, munca fermierului nu se termină niciodată și el este la fermă, nu are timp să ajungă la bancă să și parcheze mașina, să piardă o grămadă de timp. Astfel că noi mergem la ei și semnăm inclusiv contracte de credit, tot, tot ce înseamnă și partea aceasta mai birocratică, să spunem. Uh, o facem la, la sediul clientului. Acolo, în fermă, pe aripa tractorului se semnează... Ah, exact, exact, exact. Okay. Bun, da. e bine de știut. Da. Pentru cei care nu au așa mult timp să, să meargă la oraș, cum se spune, da, că avem și fermele care sunt în mediul rural, bineînțeles, acum tu ești un manager experimentat. Care sunt, în opinia ta, principale mize de management în sectorul agricol la această oră? Și dacă poți, și cu un focus pe segmentul finanțării agriculturii? Principala miză de management în agricultură, și nu numai, dar o să spun că în agricultură, este profitul. Și cred că trebuie să ne axăm mai degrabă în agricultură, nu neapărat de numărul de hectare lucrat, ci de rentabilitatea pe hectar, productivitatea pe hectar. Pentru că aici se pare că suntem cumva deficitari, suntem în urmă față de alte membre din Uniunea Europeană. Aceasta este principala miză de management. Apoi, sigur, e un mare deficit pe zona de personal calificat, în zona de, de agro. Cam astea ar fi. Da, cam acestea ar fi cele mai importante. Și probabil că sunt multe, dar. Voi aveți soluții prin care puteți să optimizați profitul fermierilor care au bani de la voi? Le dați sfaturi cum să facă treaba asta? Întotdeauna. Noi nu suntem niște simpli vânzători. Noi tocmai de aceea îi și vizităm, mergem la ei, le încercăm să le înțelegem business și să-i ajutăm să ia cele mai bune decizii. Suntem uh, consultanți. Suntem consultanți în business pe care îl avem și se pare că ne descurcăm bine pentru că avem clienți loiali, clienți foarte vechi, de ani de zile, care au crescut odată cu noi care au ajuns de la câteva hectare la câteva sute de hectare, și sunt în continuare clienții noștri. Ce înseamnă că ne facem treaba bine pe această zonă. Oricum, am reținut promisiunea ta dinainte de emisiune că o să ne și trimiți aici niște oameni de afaceri din agro, Sigur, să, vină, să ne dea viziune de cum, cum să, sunt organizați. Acum, care sunt principalele provocări în zona financiară cu care voi vă, vă confruntați? E un pic de a vorbi despre funie în casa spânzuratului. Întreb o bancă ce provocări financiare are. Mi-ai spus că, de exemplu, ați luat un, un credit mare ca să puteți să dați mai departe. Da. Cu ce vă confruntați? Creșterea costurilor de finanțare chiar este o provocare în tot sistemul bancar. Însă orice provocare vine la pachet cu noi oportunități. Trebuie să găsim oportunități și pentru că noi ne dorim să finanțăm în continuare, încercăm să găsim soluții prin care să ne diversificăm sursele de finanțare, astfel că la finalul anului trecut am accesat un credit de 20 de milioane de euro de la AFC, prin care iată că putem să finanțăm și antreprenori și femei în acest domeniu. Ok, practic ele, dacă ești femeia antreprenoare în agricultură, primești ceva în plus sau ai o bonitate? Aceste fonduri sunt alocate și femeilor din, din business, da. Ok, îmi place mult activismul vostru. Okay. Acum ne elevăm un pic din planul businessului și ne uităm un pic pe strategia agricolă, că știm că. Nici finanțările, nici agricultura nu se poate întâmpla fără politici agricole structurate. În primul rând, suntem în anul 2023, an de lansare a noi politici agricole comune, cu bune și cu rele. Avem șansa sau șansa să implementăm liniile de la Bruxelles prin acest faimos plan național strategic care va aduce, după chipul și asemănarea noastră, agricultura europeană în România, o va implementa. Ce crezi că lipsește sau ar trebui să apară mai pregnat în acest Plan Național Strategic din perspectiva voastră de bancă? Sunt multe discuții pe această temă, într-adevăr. Să vedem partea bună uh, în toată povestea aceasta, și anume că este o fereastră de oportunitate să atragem fonduri și să creștem pe acest segment agricol. Acum, ce apare sau nu apare. Uh, Cred că cele mai importante aspecte sunt prezente acolo. Ce este foarte important, aș spune eu, că trebuie să existe o consecvență și o predictibilitate, inclusiv în calendarul de sesiuni deschise. Și la asta mă refer la faptul că în luna pentru luna iunie erau setate niște sesiuni a fi deschise pentru modernizarea irigațiilor și înființarea de irigații. Și iată că suntem aproape spre finalul lunii iunie, și acest lucru nu se întâmplă. Se pare că vor fi amânate chiar pentru toamnă, din diverse considerente. Uh -huh. Îmi spuneai că unii dintre agricultorii voștri clienți au primit cu oarecare dezamăgire și subvențiile, și că mulți se consideră afia. posibilitatea de a mai continua acest sistem. Crezi că vor renunța fermierii români la subvenții? Cei mai mulți, probabil că nu. Deși au fost situații în care anul acesta subvențiile au scăzut foarte mult, foarte mult, astfel că unii, unii au decis să nu mai ia această, această subvenție. Asta le da. pune în sarcină și multe constrângeri cu care trebuie să fie ei de acord și pe care trebuie să le respecte în fermă. Deci, a nu mai fi atât de interesant să ia acei bani europeni da. respectând acele, da. acele constrângeri. Da, da, da. da. Acum, care sunt, în opinia ta, principale avantaje competitive ale României în agricultură, să spunem așa, în context UE și poate chiar în context internațional? Principalele avantaje sunt cele pe care le-a lăsat Dumnezeu. Din, pe de o parte, din fericire, pe de alta, din păcate că nu reușim să, să valorificăm la maxim ce avem. Și aici mă refer la zona demografică, la climă, acces la port practic, suntem o țară binecuvântată. Avem un pământ roditor, apă care, cu care putem face irigații. Tot ce sperăm este să nu ne naștem talent și să murim speranță. Da, da, da. Să transformăm acest potențial și ai prefigurat un pic întrebarea mea care crezi că este oportunitatea de dezvoltare pe termen scurt și mediu, să zicem 5 ani de zile în plan agroalimentar pentru țara asta. Exact valorificarea potențialului agricol în România. Și uh, mă gândesc aici inclusiv la uh, intensificarea producției uh, alimentare autohtone. A procesării. Da, a procesării, pentru că aici suferim destul de mult. Uh, uh, exportăm grâne la vrac și importăm uh, materie. Uh, importăm, uh, mâncare? Mâncare ambalată. Da. Și asta este o reală problemă, dar probabil că eu sunt optimistă. Cine mă știe, știe că sunt optimistă din fire și cred că totuși în 5 ani am putea să cumva să mai să schimbăm lucrurile, măcar în această direcție. Ne spunea chiar pentru anecdotă un coleg de aici din studio înainte de emisiune că vrea să-și facă o fabrică de mezeluri. Finanțați acest gen de proiecte dincolo de fermieri? Sunt și aceste proiecte. Patria Bank finanțează. Nu prin cadrul departamentului pe care îl coordonez, dar finanțăm astfel de proiecte, de altfel avem astfel de proiecte finanțate, avem astfel de clienți, procesatori. Am și vizitat oarecum de curând și le este destul de greu. Au multe opreliști, ca să spun așa. Pe de o parte, în momentul în care ești procesator, investești mult în tehnologie, ai nevoie de oameni, apoi ai nevoie să reușești să ajungi la raft. Ok, ai procesat, ai făcut uh, produsul, și ce faci cu el mai departe? Deci, trebuie să mai fii competitiv și pe raft, trebuie în ochii consumatorilor. Competitiv pe raft. Și apoi, că tot vorbeam de profit, că până la urmă, <laughs> bată online despre asta este vorba, marja de profit nu este neapărat foarte mare după ce tragi linie. Deci, asta, a fi procesator în România, este destul de greu. E o provocare. Și cred că uh, structurile statului ar trebui să ajute cumva un pic mai mult acest segment de clienți, indiferent că sunt procesatori în agro sau în orice alte, și în alte industrii practic, să ajute cumva cu niște legi care, care să-i promoveze cumva și adică să-i ajute să ajungă și la raft. Pentru că eu chiar îmi doresc ca să revenim la întrebarea ta cu următorii, următorii cinci ani, eu îmi doresc să intru într-un magazin, într-un lans mare de magazine și să iau cartofi și ceapă din România. De exemplu. Mai avem surpriza să găsiți și din Egipt, păi, da, Egipt și din alte cate. destinații foarte exotice da, da, și neașteptate ascult. pentru astfel de produs? E, o, e mare păcat, e, o mare, e trist E trist. Uh, acum fermierul este clientul vostru de bază în departamentul tău fă așa un portret robot cu puncte tari puncte slabe, ce mai are el de ameliorat cum vezi agricultura român? Uh, um, fermierul român este are o mare dragoste pentru pământ și asta cred că este punctul cel mai important și cel mai important. Și în momentul în care faci cu pasiune ceva, uh, te strădui să faci bine și nu renunți, nu, uh, nu cedezi. Și asta este, cred că, cel mai mare, uh, mare atu pe care îl are fermierul român. O uh, mare putere de muncă, are o mare experiență practică. Da? Cânde, uh, eu. Uh, foarte des uh, vizitez uh, fermieri. Indiferent de atribuțiile pe care le am eu în cadrul departamentului, aproape săptămânal vizitez fermieri. Și nu de puține ori, se întâmplă chiar la fermierii mai măricei, cei, câteva sute de hectare bune, acei fermieri să știe să facă de toate, de la sămânță până la recoltare, ei știu să facă absolut orice. Uh, să manevreze toate utilajele uh, și așa mai departe. Deci, uh, E un punct foarte că pot face chestia asta. În contrapartidă, puncte slabe, slabă formare profesională, din păcate, un management al fermei care ar mai putea fi îmbunătățit. Cam astea ar fi cele mai importante, aș spune eu. Poate și, cumva, reticența pe zona aceasta de, de asociere în cadrul unei cooperative. Că, până la urmă, chiar dacă sună clișeii, când desmulți puterea crește, eu, eu cred că asta ar putea să ajute foarte mult pe fermieri. În momentul în care sunt mai mulți, altfel negociază. Și uh, achiziția de inputuri, și uh, zarea de cereale... Slavă Domnului că avem și câteva cooperative în România, cam 3% din suprafața țării este cooperativizată, cam toată și irigăm. Deci, cam asta este, cam asta este să zic așa, vârful icebergului, dar avem mult de lucru aici. Da. Acum, cum vezi, mizele pieței muncii în agricultura românească? Găsim oameni în cantitate și calitate suficientă? Cum, cum îți atragi oamenii? Cum. Cum faceți voi rost de resursă umană în Departamentul Agro al Patria Bank? În agricultură, clar, suntem într-un mare deficit, pentru că liceele agricole sunt mult mai puține, s-au diminuat, școli de mecanizatori, de tractoriști, din câte știu, nici nu prea mai sunt, de fapt. Și, practic, în agricultură e foarte greu să găsești oameni calificați. Iar noi, în bancă, din fericire avem o echipă stabilă și veche. Însă nu este ușor. Nu este ușor să găsești oameni indiferent de industrie în perioada aceasta. Cum să zic, poate că roboții ar fi o soluție și chiar vreau să te întreb tu care mergi la nivel de fermă, că cât de câte ori ne la telefon, știu că ești pe teren, cât de repede crezi că vor veni roboții în agricultura românească și ce facem până atunci ca să digitalizăm sapa strămoșească? Digitalizarea este E un mers firesc spre care ne îndreptăm toți. Vrem, nu vrem, trebuie. E clar că asta, asta, e, asta e viitorul, până la urmă. Uh, însă, eu cred că suntem, în momentul de față, destul de departe de digitalizare, chiar dacă, într-adevăr, sunt fermieri care deja uh, au simțit gustul digitalizării și, și monitorizează ferma de pe telefon și sunt foarte mândri de asta. I-am văzut cum mi-arată uh, tot felul de detalii. Până și micii fermieri uh, cred că au văzut cumva că uh, acest avans tehnologic îi ajută foarte mult de la muncă brută la o muncă mai ușoară și mult mai eficientă. Uh, însă până să ajungem la digitalizare cred că sunt multe alte lucruri care trebuie făcute înainte. Și mă gândesc aici la... Fragmentarea parcelelor, spre exemplu. Pentru că parcelele sunt fragmentate, nu mai e mai greu să, să faci digitalizare. Este mult mai scump, e mai ineficient uh, și cred că mai sunt alte uh, aspecte care trebuie rezolvate înainte. Sistemul de irigații, care clar suferă, suferă foarte, suferim foarte mult din cauza lipsei lui, lipsa finalizării procesului de cadastrare iarăși, adică sunt lucruri foarte importante pe care încă mai încă, încă mai așteptăm În contextul actual dificil, pentru că 2023 n-a început sub cele mai bune auspicii. O prăbușire a prețului materiilor prime fermier cu marfă în stoc a fost un context greu, greu, greu pentru mulți dintre actorii de pe lanțul de valoare. Ce face Patria Bank ca să rămână competitivă și agilă? După cum spuneam, orice provocare e o nouă oportunitate și trebuie să gândim pozitiv și să găsim soluții. Astfel că în Patria Bank, iată, e o ocazie să, să ne întâlnim mult mai mult cu clienții, să discutăm mai mult în detaliu, să ne înțelegem mult mai bine nevoile și să găsim soluții adaptate nevoilor lor. Avem toate tipurile de produse care se găsesc pentru acești fermieri, de la um, um, credite pentru activitate curentă, um, credite pentru investiții, plafoane pentru terenuri. În continuare, sunt clienți care doresc să cumpere teren, credite pentru achiziție, utilaje, uh, sisteme de irigații. Însă trebuie să ne întâlnim cu ei, să le înțelegem foarte bine business-ul și uh, cumva să găsim soluția cea mai potrivită pentru ei și să-i consiliem în cel mai bun mod, astfel încât să își crească business -ul. Ultimele trei întrebări de mega strategie, să spun așa, suntem în dreaptă. În primul rând, la ce nu merge bine acum în agricultura românească și de ce? În agricultura românească, cu riscul de a mă repeta, lipsa irigațiilor, unui sistem de irigații, fragmentarea parcelelor, nefinalizarea procesului de cadastrare, care cred că trenează de ceva ani buni. Trebuia să-l dăm gata în 2020. Ah, e. Eh. Plus și minus. În, acum, și în alte țări, înțeleg că a durat foarte mult. Așa că, din câte știu, și în alte țări a durat mult, dar. Cred că trebuie la un moment dat să ne apropiem de, de finalizarea și acestui proces de cadastrare. Lipsa formării profesionale, după cum spuneam, îmbătrânirea. Populației. Aleluia, dacă spui de formare profesională, da. ne atingi pozitiv. Deci, eu, deci există speranțe, <laughs> pentru că până la urmă. Lucrăm, lucrăm. Da, Trebuie să rămânem optimiști și, adică, familiei trebuie să înțeleagă că e nevoie de formare profesională. Nu este suficient doar să iubești pământul și. Uh, să-ți Scuroști. Să uh, A da. zice că miza formării profesionale este că am trecut un pic de acest prag, dacă avem sau nu nevoie, pentru că sunt foarte mulți actori angrenați uh -huh. pe acest segment. Miza este adevărată, în opinia mea, este ce formare. Că multe sunt uh, lup deghizați în blană uh -huh. de oaie, vin foarte multe programe cu un subiect ascuns de marketing sau cu niște obiective de vânzări și formarea profesională individuală sau independentă e, e, mai, e mai, rară, într-adevăr. Uh -huh. Dar văd că n-ai zis nimica de politici agricole, că totul așa, probabil că suntem, avem un nou ministru și dai un termen Așteptăm. de grație. noi i -i acordăm credit noului ministru. Doamne mi <laughs> ajută, la da. Dar era următoarea mea întrebare de strategie. Mâine ești numită ministrul agriculturii România, ce ai face primele trei măsuri? Ce ai adoptat? e o perspectivă complet neașteptată. Nu m-am gândit vreodată la asta. sigur că rezum, prefer să mă rezum la, la ceea ce știu eu să fac mai bine, la banking. Însă, cred că indiferent de locul în societate pe care îl ocupăm fiecare dintre noi, trebuie să ne stabilim niște obiective smart și pe care, la care trebuie să găsim soluții și strategii de a ni le atinge în termenii stabiliți. Iar în agricultură, agricultura românească e ca o mare gospodărie, până la urmă. O gospodărie în care mereu e ceva de făcut, munca nu se termină niciodată. Și, ca un bun gospodar, trebuie să știm care sunt prioritățile. Și, clar, prioritățile sunt atragerea de fonduri europene și absorbția lor. Că Iar... degeaba le avem pe hârtie, dar Exact, dacă nu important este să le este să, reușim să le și absorbim, pentru că pe hârtie arată foarte bine. Dar trebuie să reușim să, să absorbim aceste fonduri și asta se poate face inclusiv prin, și prin formarea fermierilor, prin formare profesională și prin informarea lor. Pentru că ei vor, dar poate uneori nu știu cum să facă asta. Deci, trei măsuri, cred că sunt multe, ar fi multe măsuri, adică lista clar e lungă. <laughs> lista clar este lungă. Te rog să prioritizezi. Însă, Top 3. O, o comunicare foarte bună cu fermierii e foarte importantă. Pentru că și noi asta facem cu clienții. Noi, dacă n-am comunicat cu clienții, n-am ști ce produse să, să promovăm în piață, n-am ști ce să vindem. Astfel că o comunicare cu fermierii este foarte importantă. Informarea lor cu privire la toate, iată, la toate aceste oportunități în piață, pe zona asta de fonduri europene și de atragere de fonduri europene, e foarte importantă. Și finalizarea proiectelor care sunt de mult începute. Bun. Dacă ar fi să aleagă o singură strategie, România, pe termen lung și foarte lung, 30 de ani, care ar trebui să fie strategia agricolă a României? Ce ar trebui să dezvoltăm? O singură strategie. Um, acum trebuie să ne uităm la potențialul nostru agricol. La faptul că avem un teren agricol generos și ar trebui să îl folosim la maximum și să devenim ce am fost probabil odată, în grânarul Europei. Um, și asta în 30 de ani, probabil că este timp suficient să facem asta, uh, să facem o agricultură sustenabilă, cu mare atenție spre uh, mediul înconjurător, bineînțeles, pentru că până la urmă ne uităm spre viitor și ne gândim ce lăsăm în urmă generațiilor uh, care vor veni. Și trebuie să le lăsăm uh, un pământ roditor și o, un mediu un înconjurător cât mai. Curat! Curat, da, da, exact. Foarte interesant pentru că am mai avut banchiere aici și toți mi-au spus că am același lucru. Sunteți mai atenți și mai sensibili, probabil uitându-vă de, pe, de peste umărul fermierului în uh -huh. activitatea lui, și de acest impact al mediului și de sustenabilitatea business-ului, pentru că. Dacă acum dăm cu bomba atomică, s-ar putea să nu mai avem ce lucra, s-ar putea să, să răcim prea mult resursa de bază în mijlocul de Pruție care este solul. Da. Și sunt sfaturi pe care le luăm cu, cu mare interes. Îți mulțumesc mult pentru participare. Mulțumesc eu pentru invitație. A fost o onoare și o plăcere. Și la mulți bani în da agricultura românească. zic nu numai de bine în agricultura românească. Și acum, și peste 5 ani, și peste 30. Mulțumim! Mulțumesc!